ziua, doamnelor și domnilor! Zilele acestea au venit în fața dumneavoastră la Focus Press diversi candidați să-și prezinte proiectele, să vă promită ce vor face dacă îi veți alege, să spună ce au făcut sau, nu știu, ce au de gând să facă. Ați înțeles dumneavoastră la ce mă refer. Astăzi a venit rândul președintelui Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, să vină în fața dumneavoastră și să vă spună ce are în plan pentru următorul mandat, evident, dacă îl veți alege. Domnule președinte, bine ați revenit la Focus Press. Cu tot dragul, ca de fiecare dată. Vă mulțumesc. Spuneam că au venit diversi candidați, au prezentat proiecte, au spus ce au de gând să facă pentru județul Constanța. Sigur că unele lucruri par nerealizabile, altele sunt foarte frumoase, ne încântă auzul. Aș începe înainte de a ne spune ce aveți de gând să faceți pentru județ, punctând faptul că ați avut astăzi o conferință de presă, Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Pescărești. În ce sferă să încadrăm acest eveniment ca proiect, ca parte componentă a unei strategii pentru județul Constanța? Știți foarte bine că punerea în valoare a patrimoniului acestui județ, a potențialului economic, a resurse umane, a fost o preocupare permanentă a mea ca o componentă de dezvoltare a acestui județ. Anul trecut știți că am organizat prima ediție cu privire la promovarea județului prin gastronomie, prin cramele respective. Demersul nostru anul trecut, iată că s-a soldat în includerea acestui proiect, acestui proiect privind gastronomia, tradițiile și cetățile, într-un proiect național de promovare a României. Deci, ceea ce ne demonstrează că suntem pe drumul cel bun și lucrurile pe care le facem temeinic, în parteneriat cu tot ce înseamnă mediul de afaceri, în parteneriat cu producătorii noștri, pot să aducă rezultate extraordinare pentru această zonă, implicit pentru cetățenii județului nostru. Este vorba de promovare națională? Acum câteva zile a apărut în strategia de promovare națională obiectivele legate de promovarea României și multiculturalismul. Vorbind de gastronomia multiculturalismului, cetățile, Istria și atenție, Ulmetu, care este doar în faza de cercetare arheologică, au fost incluse pe lista Agenției Naționale de Turism de promovare a României. Deci este un pas major în care proiectele României au inclus și proiectele noastre ale Consiliului Județean și implicit a județului nostru. Așadar putem să dăm două definiții clare. Unul de promovare a noastră, a județului, a cramelor și gastronomiei, și unul de divertisment, pentru că o componentă esențială a turismului este industria divertismentului. Poți să oferi omului cele mai bune servicii de cazare, poți să oferi cele mai bune mâncăruri, dar timpul liber cum și-l petrece. Și atunci includem și industria divertismentului, unde noi astăzi, cred că ne facem treaba cu brio, vorbim de toate instituțiile de cultură ale județului Constanța, de Centrul Cultural Teodor Buradacu, ansamblul folcloric cu tot ce înseamnă expuneri și tot ce înseamnă proiecte, vorbim de teatrele, vorbim de muzeele. Cred că noi suplinim cu brio o zonă în care chiar de nu avem infrastructura necesară, pentru că avem de făcut teatre, avem de făcut reabilitat muzee, suntem o componentă esențială în oferta pe care industria turismului are. Poate prezenta pentru a-și optimiza, să spunem noi așa, afacerile private, că nu sunt ale Consiliului Județean. Sigur că vreau să vorbim și despre cultură. Am văzut că se organizează foarte multe evenimente, că instituțiile subordonate Consiliului Județean Constanța organizează tot felul de lucruri frumoase. Să știți că sunt obosită. Este campanie și bănuiesc că și dumneavoastră cu alergătura prin județ este puțin cam alergăm dificil. Nu, alergăm în județ. Astăzi am fost și am inaugurat niște case tip familial la Murfatlar, pentru că vorbeam cu oamenii care s-au ocupat de acest proiect. Sunt mii de copii
aflate în situații destul de dificile, fie abuzați, fie abandonați, fie într-o situație mai critică în care trebuie să venim cu aceste servicii sociale. Și povesteau, spuneau despre proiect, doamna director, că acolo vor fi incluse și un centru de psiholog, de consiliere psihologică, în condițiile în care astăzi vedem câte probleme sunt cu tinerii, consumul de droguri, consumul de alcool, dependenți de jocuri, crearea acestor centre cu asistență, cu acordare de asistență psihologică, cred că este mai mult decât necesară. Bineînțeles, am avut o discuție și tot pe această temă am dat în lucru un studiu de fezabilitate pentru crearea unui centru de adicție, în care sunt și cu o zonă de detoxifiere, cu cazare de 25 de paturi, dar și cu aceste terapii, unde flagelul a ajuns într-o zonă destul de critică și noi, județul Constanța, suntem într-o zonă mai mult decât critică. Zilnic apar câte 3 cazuri la spital cu probleme, fie de alcool, fie de este vorba despre acel proiect de la Băneasa sau este altceva? Nu, este un proiect la Gigea, unde a fost spitalul de dermatovenerici. Acolo să gândim, pentru că e și o zonă izolată. Și acolo am dispus, zilele trecute, acum o lună și ceva, să fac un studiu de fezabilitate. Proiectul este destul de bine fundamentat și mai mult decât necesar, dat fiind flagelul astăzi, când se promovează violența, când se promovează consumul de droguri, când se promovează dependența de alcool și mai ales cel mai important lucru, apar astfel de situații în care copiii sunt lăsați fără ajutorul. Fie a părinților că sunt plecați la servicii, fie a familiilor dezorganizate, și atunci trebuie să gândim altfel lucrurile decât au fost până acum. Ați utilizat discursul de om de administrație publică, iar eu mai devreme făceam referire la campanie, pentru că tot aici vreau să vă aduc și în zona asta și să vorbim. Sunt importante, desigur, toate lucrurile pe care le-ați spus și o să mai revenim asupra lor. Haideți să vorbim despre infrastructură. Vă spuneam că au venit diversi candidați și și-au prezentat proiecte, au vorbit despre proiecte mari, centuri ocolitoare, noi drumuri. Care este proiectul dumneavoastră legat de infrastructură? Și apropo, menționau tot contracandidați că da, asfaltarea e foarte bine că se face, dar oricum este apanajul Consiliului Județean și haideți să ne mai lăudăm cu așa ceva. Care e proiectul de viitor pentru următorul mandat în cazul în care îl obțineți? Oamenii ăștia nu-și cunosc fișa postului, nu știu despre ce vorbesc. Cum contracandidații? Sunt în afară de un singur om, Claudiu Palas, de nu știu despre ce este vorba. Claudiu le-a spus cu subiect și predicat la dumneavoastră. Drumurile. Bă, oameni buni, nu poți să faci tu autostrăzi, că ți le face drumuri naționale, nu poți să faci tu diguri de larg, nu poți să faci tu autostradă pe marginea canalului. Cum Dumnezeu Sfântul să spui astfel de aberații? Singura problemă astăzi pe care o poate face Consiliul Județean este să reabiliteze drumurile județene, să deschidă, să treacă în administrarea Consiliului Județean alte drumuri care pot crea fluidizarea traficului, și aici vorbim de zona de sud, nu vorbim de zona de nord, care practic este abordată și în ce am făcut până acum lucrurile sunt în regulă. Nu poți, mai sunt discuții, pentru ca să poți să faci ceva, primăriile trebuie să spună la dispoziție acele drumuri sau terenuri. Ori, ca să spui că tu faci autostradă pe marginea canalului, haideți să fim serioși. Nu știi. Cel mai important lucru, eu i-aș întreba, m-ați citit care sunt atribuțiile voastre la Consiliul Județean, care e fișa voastră a postului acolo? Da. Doamne ajută să facem toate drumurile astea, Doamne ajută să preluăm drumurile care scurtează de rutele, pentru că e o muncă decisiv. Odată cadastru care nu ne aparține nouă, doi sunt pe teritoriul UAT-urilor, trei, după ce trec de acolo, trebuie să le aducem în administrarea Consiliului Județean, patru, trebuie să ai sursă de finanțare, pentru că anul acesta am un președinte de comisie, buget finanțe, domnul Huțucă, în care ți-a dat 20 ceva de milioane să faci toate drumurile județene.
Numai un drum care trebuie să reabilităm și de o importanță strategică, am 10 pe Ceneaga, sunt 7 km, 11 km cu totul, te costă 15 milioane. Păi, doar un drum și suma totală este 20, ați spus? 28, în care e repartizat 40% la OAT-uri ca să-și rezolve și ei și restul a rămas la care le-ai dus la drumuri. Păi, de unde? Noi nu avem venituri proprii, vorbești din avioane. Noi ceea ce realizăm acum este prin proiectele cu absorbție de fonduri europene, nu alte surse. Nu sunt alte surse, oameni buni, nu vă luați după toate avioanele care zboară fără combustibil. Bun, deci sunt proiecte nerealizabile, nerealiste, nu știu, sunt promisiuni. Cineva cum face el autostradă de la canal, de la... pe marginea canalului, unde toate digurile sunt zone de protecție, sunt pe terenuri care, practic, sunt descărcate din canal. Cum faci o autostradă pe acolo? Bun, dar dumneavoastră ce veți face în următorul mandat? Ce să fac? Vom reabilita toate drumurile din județul ăsta, vom fi partenerii comunelor, unde încă mai sunt drumuri de piatră sau de pământ, vom lua fiecare zonă împreună cu primăriile să facem acele rute care să scurteze rutele ocolitoare, să punem în valoare tot ce înseamnă activitatea economică, tot ce înseamnă mobilitatea persoanelor. Dar astea sunt lucruri realizabile. Nu te-am pus să promiți acum că să faci nu știu ce. N-ai cum să spui. Eu nu pot, n-am mințit. Luați-vă frumos și vă rog că sunteți o instituție serioasă, Focus Press. Luați, vă rog, de pe YouTube declarația mea la depunerea jurământului. Când am depus jurământ, am declarat ce voi face și nu m-am obătut un milimetru. Fie a fost vorba de sănătate, fie a fost vorba de cultură, fie a fost vorba de dezvoltare județeană, fie a fost vorba de reprezentativitate la nivelul județului, de birocratizare, de punerea în valoare a patrimoniului. Gândiți-vă, eu cu asta m-am ocupat și asta este rolul unui președinte de Consiliul Județean. Cu toate piedicile puse, toată bătălia împotriva mea, am reușit, iată, împreună cu aparatul care a înțeles că ei trebuie să lucreze pentru județul Constanța, pentru cetățeni, am reușit să atragem fonduri de peste 300 de milioane de euro, am reușit să punem în valoare, iată, niște edificii care sunt reprezentative pentru județul nostru. Vorbim aici de edificiul roman cu mozaic care este pe faza de final. Vorbim aici de un monument unic, mormântul tipic Pogeu. Vorbim aici de intrarea în reabilitarea muzeelor. Vorbim aici de proiect tehnic pentru un teatru de copii și tineret. Vorbim aici de un acvariu care avem și proiectul tehnic și el va intra cu siguranță când sursele de finanțare vor fi certe. Vom da drum acolo. Vorbim aici de un spital. Un spital care intră zilele următoare după ce avem autorizația de construcție, intră în operă, va intra în 2 ani și ceva, va trebui să fie construit, că așa spune PNRR-ul. Vorbim aici pentru prima dată când am reușit, n-a făcut-o nimeni înainte, am reușit să aduc 11 de hectare care vor fi cu destinație spitalul județean sau spital regional ce va fi. Deci, după ce ai parcurs pandemia, după ce te-ai bătut cu proprii tăi colegi care te-au trădat, o gașcă care este acolo, și care împins toată lumea, stau cu capul în jos azi, când se uită pe rețelele de socializare și vede cine îi reprezintă, mă pufnește și râsul. Nu vreau să mai spun aici că să nu mă cenzurați. Dar când vezi... Nu, domnul președinte, ajungem și la contracandidați. Nu, dar vă spun și am încheiat subiectul, după aia putem să vorbim, dar vreau să spun că, domnule, când vezi astfel, când vezi pe un consilier județean că el va dezvolta turism, va dezvolta cultura, când vin de popcorn în cinematografie și asta, te apucă groaza și când te gândești că ăștia reprezintă Partidul Național Liberal. Ferească Dumnezeu, așa ceva n-a avut partidul ăsta nicăieri și niciodată și nici nu cred că... Vedeți cum s-a animat discuția în momentul în care am spus de campanie, da, și de... Da, este vorba de... Nu sunt subiecte de campanie. Atenție, sunt subiecte de bun simț. Dom'le, trebuie să înțelegi că nu poți... Și acum promovează un clip cu vine valul și sparg mașini, rup chitari și iau la bătaie oameni. Asta, uitați-vă, un consilier județean, cam care este tema lui de campanie, că îi vine valul, să ia oameni la bătaie. Despre ce campanie vreți să vorbim? Eu am venit să vorbesc despre ce fac eu, pentru că oamenii ăștia, practic, eu astăzi când am venit de la Murfatlarul ăsta, vreau să merg foarte încet, să văd și eu Murfatlarul ăsta. Domnule, la fel ca și în Constanța.
trotuare sparte, la fel ca și în Constanța abandonate lucrările, la fel ca și în Constanța oameni care erau debusolați. Și tu spui, mamă, ce mare comună, ce administrare, ce... Nu, eu astăzi chiar am... Domnule, stai puțin. La început, când m-am dus, e un sens generator, trandafir frumos, oh, stop, într-adevăr. Când te duci încolo, vezi praf, trotuare, praf, de, praf și la propriu. Și tu n-ai terminat o comună ta în 20 de ani, că te dai mare administrator și tu nici nu știi câți locuitori ai în comună ta și vezi conduci în județ. Despre asta vorbim, dacă m-ați spus să vorbesc despre contracandidatul. Vorbim, nu, revenim. Da, programul, să facem așa un soi de pauză între chestiuni legate de proiecte. Programul nu este obositor pentru toată lumea? Cu această campanie, cum o resimțiți? Adică ați avut și conferința, ați mers la Murfat, la Arbine, sunt chestiuni că trebuie sunt să fiți și la... Sunt unui președinte. Da, dar trebuie să fiți și în campanie. Să păi așa e campania, ce să mă duc? Ce să le mai spune oamenilor că ce-am făcut? Păi oamenii nu văd. Mai ieșiți și pe stradă, mai mergeți și... Dar uitați-vă că sunt pe stradă, unde mă duc? Doar nu stau în birou. Mă duc dimineața la birou, exercit atribuțiile, pentru că nu vreau să-mi blochez Consiliul Județean. Sunt enorm de multe probleme. Și după aia ies printre oameni, cum am făcut de 3 ani jumătate. Eu n-am stat ascuns în birou. M-ați văzut de atâtea ori. Bă, pe drumuri, bă, pe șantiere, absolut, la evenimente. Nu am fost niciodată absent de nicăieri. Acum s-au trezit unii, zice, cât de mult ne-a sprijinit pe noi acum într-un eveniment cultural. Bă, dar chiar ai uitat așa, amnezia v-a luat deodată așa. Da, nu. Ce, despre ce campanie să vorbesc? Să comentez prostiile pe care le spun unii și alții? Nu, să vorbim despre proiectele legate de cultură. Ați făcut referire la acel teatru pentru copii. Important lucru, că discutăm despre toate astea. Cel mai important lucru pe care l-am făcut și astăzi directoarea de la Centrul Cultural Teodor Brăda a zis un lucru fantastic, de adevărat. Domnul președinte ne-a lăsat pe noi managerii să ne desfășurăm în sfera creativității și ne desfășurăm activitatea de bun manager. Niciodată n-a venit și nici nu m-am dus peste niciun manager. Cred că ăsta este secretul ca instituțiile de cultură să devină repere în societate dacă managerii care sunt puși acolo își respectă contractul de management cu care au fost investiți și cel mai important lucru, banul care îl cheltuie acolo să fie eficient. Dacă tu primești, Ervin Simpson, sunt bani pentru tot ce înseamnă evenimente și pentru actori și pentru tot ce înseamnă asta, acolo dul și fel. Și se vede că l-au dus, iată, ai stagiuni estivale și piese care sunt premiate. Dacă tu... Dică Gherghilescu și cu Palade, aveți bani pentru piese și pentru copii și iată că se văd. Sunt. Dacă tu teatru, tu muzeul de artă și ați văzut ce eveniment l-a făcut în parteneriat ultima dată când am participat și eu la o licitație, au devenit suport pentru niște tineri studenți care nu aveau toți acei bani, dar au vândut, nu au venit să cerșească. Au venit pe un eveniment. Au fost licitate niște tablouri foarte, foarte frumoase. Extraordinar, da. De bine cotate. Poate sunt subevaluate doar ca să se vândă. Dar, repet, ați văzut câtă emulație a reușit să creeze un parteneriat a unui director de muzeu cu alte instituții, facultate și toate astea. Gândiți-vă la Muzeul de Artă Populară. Este acele ateliere de ceramică, acele de meșteșugări care se desfășoară. Deci oamenii, toți sunt școliți, toți sunt bine intenționați și toți urmăresc să realizeze ceva acolo. De asta cultura constanțeană în ultimii 3 ani a explodat, toată lumea a început să o aprecieze. La Teodor Brada a adus un brand, l-am adus împreună cu prietenii mei și colegii mei de la o fundație, Demnitatea Pontică. A adus brandul Constanței pe folclor, ai reînviat folclorul, azi ești în topul județelor. Noi eram Constanța morți din punctul ăsta de vedere. Deci, aceste lucruri țin de realități, nu de fantezii. Bun, spuneți că se va face un teatru pentru copii nou. Se va face, proiectul există, proiectul tehnic. Cei de la Agenția Dezvoltare Regională Sud-Est, împreună cu direcția de proiecte de la noi, au bătut-o în cuie, el va intra în operă, va fi licitat și va începe construcția acestui teatru. Un teatru cu săli de 450 de locuri, cu sale ateliere, cu mai multe facilități și funcționalități. Da, vedeți, trebuie să vă îngrijiți și de teatrul de stat. Asta una. Și de teatrul de stat, din păcate, trebuie să o spunem,
că nu este în subordinea Consiliului Județean. Doar clădirea. Clădirea, vreau să spun. Și atunci, nu ai decât o variantă. Să aștept să se termine primăria, nu știu când o să termine primăria acel teatru, și să identifici o zonă în care și cu sursa de finanțare să faci un teatru adevărat, cum merită Constanțin, un teatru național. Și cred că aici proiectul pe care îl spune și domnul director Simșenson și eu achiesez, să-l transformăm, suntem singurul teatru din regiunea care nu suntem teatru național, suntem doar de stat. Și acest teatru de stat se datorează unui om care a fost acolo pe o perioadă scurtă de timp, Puiuhași, l-a dus în zona de teatru de stat, l-a dus într-o zonă finanțabilă la stat. Și de aia sunt și finanțele de acolo, plus ea venim și noi. Dar trebuie identificat un spațiu, un teren, că dacă te duci în Constanța nu găsești nici măcar pe expropieri să faci într-o zonă, într-adevăr, în care să se preteze pentru un teatru de stat. Și cu siguranță vom găsi, într-o perspectivă, dacă vor trece multe spații și multe terenuri de la alte, în alte zone, vorbeam aici de zonele de la tineret și sport, teatru, zona de la Palatul Copiilor, mai sunt alte zone, putem să identificăm un spațiu fără să viciem, în ghilimele, activitatea sau... Și atunci să gândim cu toții să facem un teatru care să fie reprezentativ. Iată că sunt foarte mulți tineri super talentați și tot produce facultatea Ovidius, facultatea de arte și actorie. Ați văzut ce tineri fantastici, fabulos. Îi găsim și la teatru de stat, îi găsim și la teatru pentru copii și tineri la Căluțul de Mare. Deci noi trebuie să ne gândim că acești tineri, cum îi ții aici, cum produc ei astfel de capodopere, pentru că nu poți să, unul oricine poate să producă o zonă artistică, depinde de cine o înțelege. Unul care n-a citit nici Alice Pogoleș nu o să înțeleagă niciodată. Acestea sunt săgeți din nou către contracandidatul dumneavoastră de la PNL. Vorbiți despre cultură, dar de-aia spun că oamenii care înțeleg trebuie să înțeleagă aceste proiecte. Da, domnule președinte, vă asumați cu subiect și predicat acest proiect, mă rog, enunțat și de Ervin, să devină teatrul național și să identificați o zonă unde să construiți o nouă clădire pentru teatru? Preocuparea noastră majoră. Adică să vă asumați ca promisiune de campanie electorală, mă rog, de... Nu, este o datorie, nu o promisiune. Degeaba ai astfel de instituție dacă n-ai infrastructură. Acolo nu mai e vorba că hai să facem o promisiune. Nu. Acolo este o asumare, un proiect care este o necesitate, nu mai e o promisiune. Ok, am reținut faptul că ați avut o activitate astăzi și la Murfatlar și că la Gigea urmează să fie înființat un centru de adicție, este în regulă. Ajungem așadar la partea de sănătate și îmi spunea un contracandidat că Spitalul Județean chiar devine periculos din punct de vedere al clădirii. Și atunci... Mă bucur că după 10 de ani care a stat în spitalul acolo și a adus aminte că e pericolo. Eu știu de foarte mult timp că el trebuia fie consolidat, pentru că am făcut o expertiză încă de la începutul mandatului meu. Este în categoria de grad seismic 2, deci aproape fi trebuit să-l închizi. Și bineînțeles ar fi trebuit toate demersurile astea pe care tot se gândesc în campanie să le facă cum erau pe funcție acolo. Era manager spital, trebuia să întâmple. În afară de o secție, o zonă de sterilizare, nu s-a făcut nimic pe mandat domnului contracandidat. Și astăzi, dacă ne ducem... Să știți că mi-a trăgea atenția și Claudiu Palas, ca să știți, și el n-a fost, a fost pe funcție de vicepreședinte. Și știu de... că am văzut pe Claudiu, că el chiar l-a susținut pe... Dar tu, manager, tu care te pretinzi că ai experiență și cunoști tot ce se întâmplă în zona medicală, Claudiu le-a susținut toate proiectele. Nu l-a împiedicat niciodată Claudiu să nu-și doteze spitalul cu imagistică, nu l-a împiedicat Claudiu Palas niciodată să nu-și doteze laboratorul, nu l-a împiedicat niciodată Claudiu ca să termine și finalizeze secția de obstetrică, ginecologie, pentru că asta nu era o treabă vicepreședintului. Bun, da. Ce poate face Consiliul Județean? Un președinte? Vă spun ce am făcut.
Îmi spuneți și asta, dar să-mi spuneți și pe viitor dacă ne putem aștepta, deci cu sinceritate, că așa oricine poate promite orice, dacă poate realiza Consiliul Județean Constanța un spital nou, mă refer la un spital regional, că știu că faceți spitalul acela mama și copilul. Nu va avea bani Consiliul Județean să facă un spital, doar dacă e un credit. Dacă gândiți-vă un astfel de spital, să duceți la sute de milioane de euro. Fără credit guvernamental, fără suport guvernamental, nu se poate face absolut nimeni. Cine vine și spune că o să-l facă, el minte de... și n-are, nu. Și când am avut terenul, când mi l-au dat, am o discuție atunci cu președinții la vremea respectivă și cu ministrul, de atunci ministrul proiectelor europene era Boloș, și cu premierul Ciolacu, a spus, în momentul când aveți proiectul și proiectul nu putem să-l facem, că am spus-o de atâtea ori, 2 ani de zile stau că n-am pus-o acolo, puzul trebuia să-l facă primăria, când aveți proiectul găsim și sursa de finanțare. Și mi-a și spus premierul, a zis, găsim, îl includem, dacă este un proiect foarte bine fundamentat, îl băgăm pe o sursă de finanțare pe BEI, Banca Europeană de Investiții. Da. Din păcate, 2 ani de zile de când am luat terenul, respect 2 ani și ceva, nu avem puzul. Am dat drum și am făcut un studiu de prefezabilitate, pentru că studiul care, și proiectul care era nu mai corespundea și a trebuit să-l reluăm. Și suntem blocați de 2 ani jumătate pentru că nu avem puzul acelei zone, cu indicatorii acestei zone, cu căile de acces, cu căile de utilități și toate lucrurile astea. N-ai cum să te apuci de un proiect dacă n-ai puzul în acea zonă. Deci noi suntem pregătiți astăzi și ați văzut că am pornit, în același timp am pornit și cu spitalul mama și copilul, da? Uite, spitalul începe în construcție. Așa ar fi putut să înceapă spitalul județean. Pentru că în 2 ani de zile puteai să faci proiectul, studiul de fezabilitate și proiectul tehnic și găseai și sursa de finanțare sau un instrument de finanțare. Dar cine trebuia să facă acel post? De ce s-a blocat? Primăria este într-un litigiu cu proiectantul respectiv și nu, eu am avut o discuție și cu reprezentanții proiectantului și cu arhitectul șef de la noi și cu arhitectul șef de la primărie. S-au angajat că în o lună, două luni de zile, dar iată că au trecut ani și n-au reușit. N-avem tot cer, da, e gata, o să fie, o să fie. N-ai cum să te duci mai departe, ești legat de mâini și de picioare. Până nu se face un studiu de fezabilitate, n-ai cum să te duci mai departe. Ok, până se clarifică situația până aceea... Până se clarifică situația aceea, noi trebuie să ne îngrijim ca în spital să fie funcțional, să aibă toate resursele necesare și medicii de acolo să uite că sunt candidați, să-și vadă de treaba lor medicală. Pentru că rușinea lor au intrat direct, mi-am dat seama, directorul medical este candidat de și dumnealui este pe consiliul. A uitat de actul medical, îl vedem la toate manifestările și eu sunt președinte, dar nu mă duc. Mă duc întâi și văd de serviciu. Am spus, am transmis managerul. Ar fi bine dacă, pentru binele spitalului și pentru performanța dumnealui în politică, dacă și-a ales opțiunea asta, să iau o pauză și să punem pe cineva care are timp efectiv, să nu mai stea oameni atât pe UPU, să nu mai stea să reclame. A venit Florin Munteanu. Domnule, nu găsim o aspirină în spitalul ăla? Hai, exagerez. Nu, domnule, așa este. Păi, m-am fost la Florin Munteanu și mi-a zis, domnule, băiatul ăla, managerul super, dar domnule, celălalt, păi, tu ești director medical. Știți că sunt farmacii în zonă, domnule președinte. Și cea mai bună aprovizionare e buzunarul tău și te duce în farmacie. Domnul director medical nu are timp, el este în campanie. Cam asta este realitatea. Și nu lăsăm pe nimeni. Actul medical e o prioritate. Sunt niște oameni excepționali acolo. Sunt niște oameni, niște medici care își fac treaba. Au făcut și o operație în zona stomacală extraordinară, care toți s-au spus, domnule, fantastic, niște oameni, niște medici fabuloși acolo. Adică oamenii serioși își fac treaba. Cum dar nu discutăm treaba. Dar este că nu amestecăm lucrurile astea. Ia-ți o pauză, du-te și lasă pe altcineva. Bun, până se face un nou spital... I-a luat atât de mult valul încât nu mai știu săracii, i-au și bușit de pe toate, s-au trezit deodată că nu mai e niciun val și au rămas așa pe uscat. Nu. Asta îmi demonstrează că eu n-am fost destul de ferm să impun niște standarde, dar nici nu pot să fii ferm cu opțiunile politice a cuiva. Dar eu asta le-am recomandat. E opțiunea ta și la Consiliul Județean. După ora 16 poți să te duci unde vrei. Sunt mulți care au alte opțiuni. Bă, dar
până la ora 16 sau cât este programul, fă-ți treaba aici. Știți, apropo de chestiunea aceasta, că sunt unii oameni care s-au angrenat în această activitate politică, în campanie, deși au și ca fiecare servicii, joburi, unii în subor. Vă reproșează contracandidat? Adică nu vă reproșează, au spus că dacă dumneavoastră vă luați de domnul director medical de la Spitalul Județean, păi la fel de bine pot să vorbească și ei despre directorul de la drumuri, de la societatea... Nu, directorul general la drumuri nu e pe nicio listă și nici membru al nimănui. Punct. Eu am fost director general la OL Terminal și am candidat și n-am luat niciun salariat de acolo și n-am pus pe nimeni în campania mea. Ceea ce se întâmplă acum și e grav. Deci, atenție! Eram director general în funcție și puteam să iau zeci, sute de oameni să-i duc în campanie. N-am luat pe niciunul. Adică trebuie trasă așa o linie? Trebuie trasă o linie în care tu astăzi ai pe funcție, vezi de funcția ta, vrei să te duci în altă zonă, suspendă-te, dă-ți demisia și ocupă-te de politică. Nu te duci la spital și primești fel de fel de persoane prin spital care circulă pe acolo să fac campanie. Eu n-am fost. Nici nu mă duc după 9 iunie, când voi fi reales. Nu vreau, vreau să evit acest lucru. Le și spun la toți, de ce ați dat drumul acolo? Domnul președinte, să dăm drumul, că de la Artemia avem probleme, la Delfino trebuie să aducem și haideți să dăm drumul. Dar nu m-am dus să tăiem panglici, m-am dus cu pâine și sare, nu m-am dus pe nicăieri. Hai să stăm, ne așezăm, am stat de vorbă cu oamenii de la DGASP, ce le-am mulțumit, ce au făcut, dar eu nu m-am dus să mă folosesc de funcție. Și aș fi putut să spun și eu, nu mă interesează județul, am iau și eu o lună de concediu să-mi fac campanie, să mă duc toată asta. Cine semnează? Cine reprezintă județul aici? Dacă ești ales pe o funcție, dacă ți-ai asumat o funcție, trebuie să ai responsabilitatea funcției. Deci să faci datoria. Dumneavoastră spuneți că oamenii ai PNL s-au dus să-și facă, nu știu, campanie în spitalul județean sau să se fotografieze în fața spitalului. Și-au fost în secții și-au fost acolo, au intrat. Dar cei de la PSD de ce n-au intrat? Că știu că era o discuție să vină Marcel Ciolacu când au avut lansarea cei de la PSD și să facă așa un soi de vizită care ar fi putut fi... Am avut o discuție cu ei. Am avut o discuție din partea reprezentanților. Și e interzis. Să facă campanie electorală. Interzis campanie electorală. Dacă sunt anumite obiective pe care domnul premier vrea să le vadă, că au fost bani guvernamentali, este datoria noastră să-i punem la dispoziție tot acest lucru. Dar nu mă duc eu, când ai și un contracandidat sau când ai un candidat, să spui, uite ce mari realizări am făcut eu, care nici măcar nu erau ale lui, dar a avut mintea aceea de pe urmă și nu s-a mai dus. Și asta e important. Bun, deci a existat acea discuție, se confirmă că ar fi vrut să meargă... Da, pe data de 15 trebuie. Nu știu, domnule președinte, cer scuze, dar nu am reținut foarte bine lista de consilieri, că aveți o echipă cu care mergeți și aș vrea să vorbiți despre ei. Că cei, bine, nu le stăpânesc nici celelalte, că n-am avut timp să le învățăm după alegeri. Învățăm toți consilierii județeni care cine sunt. Dacă vorbim de nume, sunt oameni care au performat în zona lor. Și vorbim de un inginer profesionist în șantier naval, vorbim de Chiforeanu, nu știe nimeni că este și președintele PUSL-ului. Vorbim de doctor Pundichi, care își face treaba și este pe lista de europarlamentare. Și vorbim niște tineri care nu au făcut niciodată politică, nu au fost angrenați politic. Adică a vorbit despre ei acum... Sunt la început de drum. Sunt la început, e o listă de oameni curați care întrunesc cele două condiții. Una, de a fi uman, și a doua, ca să fi făcut ceva la viața ta ca să poți să fii pe lista asta. Sunt oameni discreți, oameni care vin de lumea reală și chiar îmi plac foarte mult. Își promovează proiectele și promovăm proiectele județului, care le continuăm, că atenție, noi aici nu mai venim să promitim altceva. Noi vrem să continuăm ce am început. Pentru că esențial este să continui, nu să mai întrerupi
dacă se continuă toate aceste proiecte începute sub mandatul meu actual și îl vom duce mai departe, cu siguranță o să ajungem la o performanță a județului. Nu vorbesc de mediul de afaceri, că dacă o să avem o emisiune și o să vedeți cam câte exemple putem să dăm. Dar oamenii de pe această listă sunt extraordinar de buni. Doi, mai avem și un candidat la primăria Constanței, Jihan Esedge, care este cel mai pregătit dintre toți. Absolut știe fiecare străduță, știe ce lipsește orașului, are soluții privind tot ce înseamnă mobilitatea publică, pentru că a fost totdeauna suport și pentru elevi, și pentru medii de afaceri, și pentru instituții, a sărit în ajutorul lui, are o calitate extraordinară. Și el are o listă de oameni care tot așa vin dintr-o zonă de performanță, așa că noi ieșim cu fruntea sus. Partidul Manifestul Liberal ieșim cu fruntea sus în toată. Domnul președinte, vedeți că mă determinat să bag bățul prin gard. Clasic. Aia este rolul meu. Ați spus că sunt tineri pe listă, că sunt oameni care n-au mai făcut politică. Bine, bine. Dar și contracandidatul de la PNL, cel pe care îl criticați cel mai tare dintre toți, și-a conturat o listă cu oameni noi, tineri, nu sunt din garda veche a PNL-ului. Foarte rău că n-a luat din garda veche a PNL-ului. Erau niște oameni fantastici. Și-a bătut joc de ei. La cât de mult s-au bătut actualii consilieri să promoveze proiecte, și tu ți-ai bătut joc de ei, ai pus pe cel mai bun consilier, l-ai pus pe locul 7. Asta e bătaie de joc. Așa ceva nimeni n-ar fi făcut. Da, dar veni cu oameni noi, cu tineri. Păi nu sunt tu tineri. Tu vii cu oameni noi când tu nu găsești nimic acolo. Tu dai la o parte toată munca acestor oameni. În bătaie de joc, îi pui pe niște locuri care sunt semi-eligibile. Nici măcar nu știi dacă vor fi aleși. Și îți bagi joc de ei. Unul, pui și tu în primii trei că au făcut treaba. Ai un vicepreședinte al Consiliului Județean și îl pui pe locul 11. Despre ce vorbim? Nu fi performat, domnule președinte. Da. Deci am dat niște exemple. Sunt niște consilieri foarte buni la PNL. Eu am lucrat cu ei, profesioniști. S-ai bătut joc de ei. I-ai pus pe locul 11, 12, 14, 17. Da. Și ai adus pe cine? Niște tineri. Bun, dar cine sunt? Tineri cu afaceri din domeniul Horeca. Da. Ai dat jos niște oameni profesioniști juriști și ai pus niște cărciumari, da? Vai de mine! Asta e realitatea, da? Să știți că nu... Păi, dar nu, deci, da, unul are un restaurant și altul are altceva, ce mare, hotelul, hotelier, lanțuri de hoteluri și restaurante. Asta e bătaie de joc la adresa PNL-ului, la adresa consilierilor PNL, care au muncit ani de zile să urce PNL-ul ăsta. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată în PNL. Elementul care era de meritocrație a dispărut. De ce? Pentru că au un mediocru în fruntea lor. Care n-a avut curajul să candideze, care 2 ani jumătate n-a avut ca obiectiv decât să-l saboteze președintele Consiliului Județean. Asta este. Mediocritatea astăzi a pus stăpânire pe o conducere a unui partid. Istoric, care a creat istorie și care a dat țării cei mai valoroși oameni. Ok. Sunt afirmațiile dumneavoastră. PNL, da. PNL este un partid totuși mare, PSD este un partid mare. Partidul care vă sprijină acum în alegeri nu este așa de mare. Credeți că este un dezavantaj pentru dumneavoastră? Nu e niciun dezavantaj, pentru că oamenii vă aleg oameni acum. Ați văzut, sunt primari care trec la un partid la altul și tot îi aleg oameni. Și revin la ideea inițială. Toți mare, toți oamenii care au gândit liberal și gândesc liberal și se simt liberal, nu o să voteze niciodată cu astfel de surogate care sunt puse în fruntea lor. Sunt primari, cum să vă spun, siderați. Cum o să mai un primar, eu primar de municipiu, eu primar de oraș, să mă dați la o parte, nici măcar mă întreb dacă vreau să candidez. Și pui un primar de comună care nu, vai Doamne ce a făcut, nici nu știe câți locuitori are comuna lui. O comună dormitor. Sunt primari de orașe care sunt forțați să posteze, sunt forțați să iasă amenințări. Astea sunt informațiile dumneavoastră despre ceea ce se întâmplă în PNL? Da, că sunt oameni. Uite, domnul președinte, păi ce să vă fac cu oameni? Asta, voi l-ați votat. Voi vreți. Dacă tot vorbim așa despre contracandidați cu săgeți, pe mine mă încântă discuția. Nu, eu nu vin să fac afirmații gratuite. Raportându-vă la dumneavoastră,
gândindu-vă la contracandidați, de ce sunteți cel mai potrivit să rămâneți la conducerea Consiliului Județean? Ce vă recomandă pe dumneavoastră în comparație cu ceilalți? Bun. Vreți să spun toate? Bun. Experiența. Fost consilier local, președinte Comisiei Sociale la Novodar, 4 ani zile. Fost consilier județean câteva luni, că intram în compatibilitate. Fost parlamentar 2 mandate. Actual președinte, aproape un mandat complet. Experiența profesională. Asta este tot un argument asupra ce înseamnă omul care candidează. Dar cel mai important lucru este că eu am ținut de cuvânt față de cetățenii mei și am proiectele pe care trebuie să le duc mai departe. Este vorba de continuitatea proiectelor. Eu pot să mă duc și acasă mâine. N-am niciun fel de problemă. Am. Cum m-au chemat de acasă și s-au rugat de mine să candidez, pot să mă duc și acum acasă și lăsăm județul ăsta să-l conduc oricine vrea. Dar dacă n-ai simțul datoriei față de cetățean, toți cei care au ajuns la un nivel de bunăstare fantastică, s-au dat la o parte. Eu m-am asumat să vin, să intru în această bătălie, bătălia împotriva mea chiar și fizic, să fiu eliminat anul trecut, 4 dosare, făcute tot de oameni, conducerea actuală, conducerea PNL-ului. Mi-am asumat lucrurile astea și m-am încăpățânat și mă încăpățânesc, mă duc, că mie îmi sunt atât de dragi oameni, nici nu vă închipuiți. Eu nu țin audiențe, primesc absolut pe orice om. Orice om care are nevoie și știe că pot să-l ajut, ușa e deschisă și sunt alături de el. Pentru că dacă bunul Dumnezeu ne-a dat și mi-a dat posibilitatea să am atâtea acumulări, am și obligația să dau înapoi ceva. Asta este atât de rezumat. De ce? Asta e argumentul clar. De ce sunteți dumneavoastră cel mai potrivit pentru conducerea Consiliului Județean Constanța? Sunt și alții potriviți. Nu pot să spun eu sunt cel mai potrivit. Poate e potrivit Murat, că el a făcut extraordinar de mult în turism. Poate Claudiu Palas e cel mai potrivit, că știe cel mai mult administrație. De restul nu, dar asta spun. Experiența asta, acumulările astea, că omul a parcurs atâtea etape și cel mai important lucru, știu clar care sunt problemele acestui județ, știu cum trebuie rezolvate și știu că dacă nu ne ducem mai departe acum și cetățenii vor beneficia de aceste proiecte, Constanța se întoarce înapoi cu foarte mulți ani. Astăzi, iată că de 4 ani de zile am început să creștem în ponderea produsului intern brut. Zilele trecute, Institutul Național de Statistică și o publicație a dat niște grafice extraordinar de importante. Creșterea de pe locul 11 a Consiliului Județean între primele 4-5 județe ca ponderea în produsul intern brut. Suntem pe primele locuri, atât dintre primele 5, 3 chiar, 4-5 locuri, la disciplina fiscală. Deci noi am început să colectăm și banii se vor duce înapoi în proiectele județului. Și astea toate au fost pentru că am reușit să creăm o administrație coerentă, o administrație deschisă și o administrație care nu este supusă presiunilor, intereselor de grup. Vă propun ca la următorul interviu să discutăm despre mediul de afaceri și dezvoltarea... Este un mediu care pe mine mă caracterizează. Dar la următorul interviu, acum, la final, aș vrea să le transmiteți constanțenilor ce vă asumați pentru următorul proiectele mandat. Proiectele pe care mi le-am asumat acum 4 ani de zile, vorbim de sănătate, vorbim de educație, vorbim de cultură, vorbim de infrastructură și parteneriat cu mediul de afaceri. Astea sunt opțiunile mele de acum 4 ani de zile. Nu s-au schimbat, rămân aceleași. Și împreună le vom duce spre o zonă care să ne facă pe toți să fim mândri și ne dorim să trăim aici. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru acest interviu. Sper ca până la finalul campaniei electorale să reușim să le ducem și să putem să avem energia necesară și mă gândesc în primul rând la mine, domnule președinte. Știu că treceți într-o perioadă, apreciez foarte mult efortul dumneavoastră de a informa corect și toți cei care vă privesc și nu sunt puțini, să știți că apreciază modul dumneavoastră jurnalistic și eu personal știți bine că am apreciat și de aia vin cu mare drag, mă duc de fapt la toată lumea. Cu sinceritate și ăsta sunt eu. Sunt incomod, nu le plac mult ăla de atitudinea mea, dar ăsta sunt eu. Așa am fost și așa voi fi totdeauna. Vă mulțumesc frumos și, cu mare drag, cum spuneam, ne vom mai revedea.
Doamnelor și domnilor, atât pentru acum, dar ne revedem de la ora 15. La revedere!